Satul Lucăceni, din comuna Berveni, județul Satu Mare, aflat la granița cu Ungaria, a aniversat duminica aceasta un secol de existență. Localitatea a fost înființată la inițiativa preotului Vasile Lucaciu, de unde și numele, pentru românii lipsiți de pământ din Maramureș și Apuseni. Locuitorii au fost împroprietăriți cu pământul grofilor care părăsiseră România după Marea Unire. La scurt timp, după înființare, prigoana hortistă îi obligă pe săteni să plece în pribegie, aceștia putând reveni în casele lor abia după victoria armatei române din 25 octombrie 1944. Credincioși, autorități locale și județene, dar și localnici din Șișești, satul de origine al multora dintre maramureșenii stabiliți în Lucăceni în anul 1924, au participat astăzi la evenimentele omagiale organizate de Primăria Comunei Berveni, în colaborare cu Parohia Adormirea Maicii Domnului și Școala Gimnazială Vasile Lucaciu. Ziua a început la biserica din sat. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a binecuvântat de dimineață lucrările realizate în ultima perioadă la Sfântul Lăcaș și a oficiat apoi Sfânta Liturghie. Suntem la marginea de vest a episcopiei Maramureșului și Sătmarului, mai exact în parohia Lucăceni din protopopiatul Carei, parohie alcătuită din Maramureșeni. De aici numele de Lucăceni, de la preotul celebru, mare român și luptător pentru unitatea și drepturile românilor, Vasile Lucaciu din Șișești. Locuitorii acestei localități au fost aduși aici în urmă cu un secol, în 1924, deci iată, e o sărbătoare de centenar aceasta, aniversarea 100 de ani de când au lăsat munții Maramureșului și au venit în câmpia Careiului, pentru că așa au fost atunci rânduielile și așa s-a cuvenit să ajutăm pe frații noștri români de aici și prin întărirea credinței și prin înfrumusețarea locurilor cu prezența fraților români de pretutindeni. Au venit din Maramureș și din țara moților atunci în mai multe localități și comunități care au luat ființă atunci și au purtat nume istorice ca și aceasta. Biserica și-au construit-o însă mai târziu, are doar 47 de ani de existență. Biserica a fost păstorită de-a lungul vremii de mai mulți preoți vrednici. Cel mai recent este părintele Protopop, părintele Florian Mocanu, care a făcut câteva lucrări necesare, a restaurat catapeteazma, a înfrumusețat biserica interior, a pictat pridvorul și a acoperit biserica, urmând să se mai facă și alte lucrări. Am venit să fim părtași la bucuria lor, a celor 270 de familii de români, peste 780 de suflete. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Iustin a prezentat credincioșilor pliantul bisericii și a oferit părintelui paroh Ioan Florian Mocan, protopop al protopopiatului Carei, o cruce pectorală. De asemenea, ierarhul i-a conferit profesoarei Nicoleta Mocan, directorul școlii din Lucăceni, pentru realizarea unui album omagial al satului, Ordinul Iustinian Arhiepiscopul. Același ordin a fost acordat și profesorului Ioan Viman, autorul monografiei urmașii lui Vasile Lucaciu, Lucăceni, la centenar, lansată tot astăzi. Preasfințitul părinte Iustin a mai oferit medalia Iustinian Arhiepiscopul Consiliului Parohial. Totodată, cei mai vârstnici locuitori ai satului au primit diploma omagială. Din partea comunității, ierarhul a primit în dar un set de dicher și tricher și o icoană. Am avut bucuria astăzi să-l avem în mijlocul nostru pe preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a binecuvântat lucrările de înnoire pe care le-am făcut la Sfânta Biserică și ne-a întărit prin cuvântul Sfinției sale, ne-a apreciat pentru ceea ce am făcut, dar ne-a dat și de lucru pentru perioada care urmează. Credincioșii care au venit în această localitate
au reușit de-a lungul timpului să-și păstreze credința, să-și ducă mai departe portul și să vorbească limba românească. Evenimentele au continuat la bustul părintelui Vasile Lucaciu, acolo unde a fost oficiată o slujbă de pomenire. După intonarea imnului național și cuvântările oficialităților, au fost depuse coroane de flori. În aceste momente trebuie să ne gândim la marele nostru înaintaș Vasile Lucaciu, la preotul dr. Vasile Lucaciu, eroa națiunii române, emblema noastră a satului Șișești și a satului Lucăceni. Dar ca exemplu pot fi dat și șișeștenii de atunci, care împreună cu Vasile Lucaciu au construit o biserică în 5 ani de zile și au închinat o sfinte unire a tuturor românilor cu 30 de ani înainte de unire. Am făcut un parteneriat între școala Șișești și școala Lucăceni și felicit pe cele două doamne directoare pentru implicare. Deja copiii din Lucăceni au venit la Șișești într-un schimb de experiență. Manifestările dedicate centenarului localității au continuat după amiază cu un program cultural-artistic.